Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria lui Robert! Mă bucur nespus de mult că ne revedem din nou. Am avut o perioadă în care am fost foarte prins și ocupat și n-am mai avut videoclipuri de să vă prezint. M-aș bucura enorm de mult dacă ați vrea să-mi scrieți și să-mi spuneți cam ce rețete ați dori să învățați sau să le vizionați. Haideți să vedem ce pregătim pentru astăzi. Am zis că, fiind totuși vară, încă cald, să mergem pe pește. Un filet de șalău în crustă de nucă cu un sos mediteranean, o mâncare rapidă, o mâncare ușoară și sper că pe gustul vostru. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Filet de șalău. Fileul de șalău este românesc. Acum merge și cu cel, să spunem, mediteranean, șalău de Nil, dar cel mai indicat ar fi cel românesc. Miez de nucă, rucola, ou bătut, sare, piper, iar pentru sosul mediteranean, roșii cherry, măsline, usturoi, capere, puțin filet de anșoa, vin alb și ulei de măsline. Haideți să începem să dăm drumul. Prima oară, fileul de șalău. Îl tăiem în două. Vedeți ce textură frumoasă are și ce este un pește nobil, să-i spunem așa, un pește deosebit. Sare grunjoasă. Sarea noastră românească, cea mai adevărată. Nu Himalaya, nu cea de munte, da? Piperul, dacă îl aveți puțin spart, este mult mai indicat decât cel mărunțit foarte tare, pentru că acela dă doar aroma, cel măcinat tare mai mare dă aroma de, dezvoltă aroma, iar cel măcinat mărunt își dă doar o textură, să zicem, spre picant. Bun, haideți să pregătim o tavă. Sare, piper. Acum, cu ajutorul unei pensule, ungem bine cu ou, în partea de sus cu pielea, da? Bun. Iar acum, cu ajutorul unui blender, bine, acum eu folosesc miez de nucă. Dacă observați, miezul de nucă, eu l-am copt puțin, îl puteți scoace în tigaie de teflon sau direct la cuptor câteva minute. De ce? O să vă întrebați de ce trebuie să coacem nuca. Pentru că își va elibera mai bine aromele, va fi mult mai plăcută, mai aromată la gust. O măcinăm puțin, dar mare atenție la măcinat. Trebuie să fie, să aibă o textură grunjoasă, o granulație mai mare. Este suficient atât. Da? Așezați miezul de nucă, granulație mai mare, într-un vas curat. Iar acum, cu cealaltă parte, tapetăm foarte bine peștele. O rețetă foarte rapidă, foarte simplă, dar în același timp, pe lângă sănătoasă și foarte gustoasă. Mai adăugăm puțină nucă deasupra. Bun. Iar acum introducem la cuptor. Undeva la 8 minute la 200 de grade sau 12 minute la 180 de grade. În funcție de ce cuptor aveți sau timpul... Da? Mergem atunci pe 200 de grade, 8 minute. Între timp, haideți să facem și sosul mediteranean, câștigăm timp. Începem așa. Roșiile sherry, le tăiem pe din două. Dacă aveți roșia sherry foarte mare, o puteți tăia chiar și în patru. Dar important este să avem o textură frumoasă a sosului. Bun. Pe partea cealaltă. Avem aici puțin ulei de măsline. Dăm drumul la foc. Punem puțin ulei de măsline. Și începem așa. Puțin usturoi, un cățel de usturoi, nu mai mult, pentru aromă. Da? Îl tăiem așa pastiluțe sau rondele, cum doriți dumneavoastră să le spuneți. Călim foarte puțin usturoiul. Iar între timp, avem aici două fileuri de anșoa, două, trei fileuri de anșoa. Le mai tocăm o dată, nu foarte mici, și le adăugăm în uleiul de măsline. De ce? Va veni acel gust, să spunem,
foarte bun și plăcut de pește. Fileul de anșoa este, pe lângă sărat, dă și un gust foarte bun. Bun. Acum, vedeți, începe să se prăjească. Adăugăm roșiile. Bun. Adăugăm și caperele. Iar acum venim cu măslinele. Înăbușiți nu mai mult de un minut și jumătate roșiile cu măslinele, caperele, fileul de anșoa, usturoiul, stingem cu vin alb, reducem focul, iar spre final o să adăugăm puțin pătrunjel verde. Și iată că e gata și peștele. Uite ce frumos arată. Crustă frumoasă, crocantă. Să punem aici. Iar acum. Și alăul este gata. Ați văzut, 8-10 minute. Un preparat foarte rapid, foarte gustos, foarte sănătos și în același timp foarte bogat în tot ce înseamnă fier, proteine, vitamine și mai departe. Asocierea este foarte bună cu rucola, sosul mediteranean, care, dacă ați observat, n-am pus decât fileul de anșoa, n-am mai adăugat sare, doar sare și piper pe pește. Ce vin vă recomand? Vă recomand un Sauvignon Blanc. Da, sau dacă nu, o tămâiasă românească, bineînțeles că se asociază foarte bine cu șalăul românesc. Vă mulțumesc frumos, vă doresc poftă bună, încercați cu mare încredere rețeta și aștept cu mare drag să-mi scrieți pentru noi rețete pe care, să spunem, le-ați dorit dumneavoastră să le vizionați. Sănătate multă!